Andrei Bolocan, a scris că dumneavoastră sunteți cel mai sincer și curat politician, rușine nataliță, că ataci dur așa un om cu așa un om mare. Și se abonează la comentarii. Deci eu sunt acolo. Andrei, care cu Lumina? Lumina, da. Da. Apropo, ce părere aveți despre emisiunea lui? Eu n-am urmărit foarte multe emisiuni. Dumnealui a fost odată într-o ședință în Parlament, mi-aduc aminte, chiar și am făcut așa, poate s-a supărat, dar am făcut o remarcă sau un comentariu că avem, în sfârșit, s-a prins Lumina și în Parlament. Nu știu dacă a apreciat-o dumnealui, dar oricine are dreptul să se expună și dacă o face în felul în care o face și îi place și are telespectatori, bravo, înainte, nu contează părerea mea în cazul de față. Deși recunosc că nu prea am urmărit. Vreo două, trei emisiuni, uneori mi s-a părut puțin exagerat în anumite exprimări și în anumite, așa, puțin mai în extremă. Sunt obișnuit mai altfel de jurnalistică, o altfel de expunere. Dar fiecare are dreptul la... Eu sper că Andrei Bolocan va aprecia acest minut de publicitate gratisă. Andrei, tu mie îmi rămâi dator din partea domnului Candu. Nu, totuși eu am provocat să vorbiți despre emisiunea. Dar eu am vorbit. Emisiunea lui Andrei.